Bună dimineața! Neața. Aveți vești? Da, copilul e bine. Cred că ce ai avut aseară au fost contracții Braxton Hicks. Am citit ceva despre astea, nu sunt periculoase, nu? Nu, doar că vă pun în disconfort și pe tine și pe bebe. Nu vrem să stai așa 2-3 săptămâni, nu? Atât durează o naștere? Doamne, nu. Am să te programez imediat la cezarianu. Ce? Nu, nu, dar e prea devreme, nu vreau mâine. Ai încredere în mine că e mai bine așa. Păi, dar dacă pățește ceva copilul, nu vreau să risc. Nu pățește nimic. Am făcut toate măsurătorile, parametrii sunt normale, riscul va fi minim. Hai, Dana, ascultă pe doamna doctor. Da. N-are sens să... Da, dar m-am decis ce nume să-i pun. Ai câteva ore să te decizi, să vă decideți. Seara bună. Nu poți decide așa sub presiune, că o să rămână cu numele ăsta toată viața. Răspunde dacă... Nu, sun eu mai târziu, acum mai să ne concentrăm pe nume. Zi tu atunci. Păi, uite, Tia mi-a spus că la început mama credea că o să fiu fată și voia să-mi pună numele Paula. De ce nu mă miră? Alo. Scuze. De la emoții, că e foarte important numele. Oare? E normal, vrei să aibă un nume urât, să râdă colegii de el la școală? Nu. Nici nu putem să-i punem Arthur sau James, că e prea sofisticat. Trebuie să fie ceva simplu, dar frumos, știi? Ce zici de Matei? Matei... Am avut un coleg general pe care îl chema așa. Foarte enervant. Ok, atunci Luca? Tu iei toți evangheliștii din Biblie sau ce faci? Da, hai că te las eu să te gândești un pic și eu mă duc să-ți aduc, o, ceva, o apă. Da? Bine, dar vii repede, da? Da. Cum să te chem? Știu. Am venit, mama. Cum e? Tata? Omuleu, vine și el acum. S-a oprit puțin la bucătăria spitalului să le lase sare, auzi. Să-ți gătească, să aibă gust mâncarea ție. Nu e sănătos la cap. Spune, mamă, da. Așa ai dreptate, parcă nu știm noi că e plecat cu... Da. Sorin? Vine și el. Parchează mașina și gata. Vin amândoi, nu ratează nașterea lui meu. Doamne. Ești pregătită? Aoleo, ce? Uite, Doamne, că s-ar putea să o rateze. Cum, deja? Da, e timpul. Aoleo. Da. Haideți. Aoleo, Doamne. Aoleo. Ușor. Aoleo, încet. Uite, bine, mamă. Stai. Ce e? Mama? Da, mămică. M-am hotărât. Ce, mamă? Să-l cheme Ioan, ca pe fratele tău. Așa, Ioan. E frumos, nu? E frumos, da? Bravo, îți mulțumesc. Place? Te iubesc. Să mergem. Îmi place. Doamne, ajută, doamnă, aveți grijă. Stați liniștită, e pe mâini bune. Fric. Rock. Ai grijă puțin, așa. Așa e. Doamna doctor. Doamna doctor, cum e? E totul în regulă? E regulă, da. Și Dana și copilul sunt în afara oricărui pericol. Adică a născut? Da. Și copilul e bine? E bine, doar e puțin la incubator câteva zile. Aoleu, de ce la incubator? Să ne asigurăm că aparatul respirator se dezvoltă cum trebuie. Ah, ok. Și pot să-l văd? Prin geam, da. Adică nu poți să-l iau în brațe? Încă nu. Felicitări. Mulțumim. Să rămână. La revedere. E bine că sunt bine. Las. O să ai timp să-l ieși în brațe. Sunt tata. Da. Iar mă sună mama. Alo, da. Sorine, iartă-mă, mamă, că iar te sunt, dar nu mai pot, am emoții. Mamă, a născut. A născut! A născut!
Doamne, Dumnezeu! Da, a născut, Doamne! Ia întreabă, cum sunt? Cum e? Stai să vorbesc! Păi nu, întreabă, nu vorbi! Mama, cum sunt? Sunt bine, și Dana și copilul. Copilul e puțin la incubator acum, dar e bine. De ce, mă? La incubator, săracul de el? Cum, mă, la incubator? Ce să spune, mamă, întreabă tatică, de ce la incubator? Ia întreabă, de ce la incubator? E micuț și trebuie să stea câteva zile la incubator ca să vedem dacă îi se dezvoltă organele cum trebuie. Ce zice, mă? Nu știu, te anunț că n-a fost mai multe, dar e bine. Bine, mamă, bine, gata, să ne ții la curent, te rog. Bine, pa, mamă. Ce să caute, băi, e la incubator, băi. Stai, mă, cu minte, că așa să face, mă, că e mic, mă, și să stea acolo, să se dezvolte toate bine la ce acolo. Ce se dezvolte, băi? Da, mamă. Organele? Finale, adică asta e borgă. Suntem bunici, măi! Suntem bunici, doamne! Suntem bunici, omule! Nu mai ce? Pot, da. Vreau să vă spun ceva, dar ce? Suntem bunici! Suntem bunici! Felicitări, felicitări! Doamne, ce mă bucur! Doamne, da! Păi și ce faceți aici? Nu vă duceți la spital? Păi am fost la spital. Da, a leșinat Marcel. E, a leșinat. A fost asistentă drăguță și mi-a pus nevastă, mi-a piedică și am căzut drept în cap. Hai, mă, da, în cap. De emoție. Din greșeală. De emoție. Ce vreați? Vreați ne întrebați ceva? Știți ce? O să revin. Vorbim altă dată. Nu, doamnă, vă rog, dacă tot ați venit. Dragă, pe scurt, ce se întâmplă? Noi va trebui să ne mutăm. O să trească să găsim o altă casă. Nu știu exact ce o să fie și cum, dacă o să vă păstrăm lângă noi. Eu așa sper, dar am zis să vă spun, ca să știți și voi. Mai bine... Doamnă, ați avut dreptate. Vorbim mai târziu. Așa e. Mai bine. Că noi acum, înțelegeți, care-i treaba cu noi, că sunt... Te pune! Doamne, v-am zis, e nebun, doamnă! Mama e, mama e! Te-ai văzut? Nu, am așteptat să vedem împreună. Doamne, ce emoție. Da, și eu. Dana, nu știu cum să zic asta altfel, dar să știi că sunt mândru de tine. Dana, felicitări, bravo. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Scuze, noi trebuie să mergem să vedem copilul. Da, mergeți. Am înțeles că ai ales nume deja? Da. Ioan. Îți place? Da, sună bine. Și eu care credeam că o să-i zice Sorin. Uite, poate al doilea prenume. Serios? Da. Ioan Sorin Vornicu. Și Ioan Sorin Pescaru Vornicu. Nu e prea lung? Dar ce contează? Copilul ăsta o să fie un pescar. Da, și mie îmi place cum sună. Ioan Sorin Pescaru Vornicu. Da. Nu-i place. Da.